În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Rabi, unde locuiești? Iubiți credincioși, astăzi prăznuim pe Sfântul întâi chemat la apostolat, Sfântul Apostol Andrei, fratele lui Petru. O zi deosebită în care ne aducem aminte că fiecare dintre apostolii Mântuitorului au avut câte o calitate deosebită. Toți sunt egali, dar nu este vorba de o egalitate de asta care să îi aducă la un anumit nivel, ci o egalitate în calitatea lor de apostoli. Anume, se știe despre Sfântul Apostol Petru că era cel mai în vârstă, despre fiii lui Zefedeu, Iacov și Ioan, care erau mai colerici, li se spunea că sunt fiii tunetului, se știe despre Iuda, vânzătorul, și iată că se știe despre Sfântul Apostol Andrei că a fost cel dintâi chemat. Întotdeauna, atunci când avem ziua de prăznuire a unui apostol, ne concentrăm atenția asupra lui, deși atunci când vorbim despre un apostol, cu siguranță că vorbim despre toți și mai ales vorbim despre misiunea lor de a fi trimiși în lume ca să spună lumii cele ale lui Dumnezeu. Și spune Sfântul Evanghelist Ioan că într-una din zile Sfântul Ioan Botezătorul, mergând cu ucenicii săi, a văzut de departe pe malul Iordanului pe Iisus și a spus celor care îl ascultau, și lângă el erau decât doi ucenici de-ai săi, dintre care era și Andrei, și a spus: iată fiul, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Și Sfântul Apostol Andrei a păstrat aceste cuvinte și după ce s-a făcut puțină liniște, a cerut oarecum dezlegare de la Sfântul Ioan Botezătorul și a mers să vadă pe acela despre care auzise că este mielul lui Dumnezeu. Pentru că stătea de multă vreme pe lângă Ioan Botezătorul, deja știa predica Sfântului Ioan Botezătorul, pentru că era ucenic, știa că el a venit să vorbească și să netezească înaintea lui Dumnezeu căile, și vorbea despre mielul lui Dumnezeu. Și acum a arătat lumii: iată, acesta este cel despre care v-am spus. Și a plecat Andrei și l-a întrebat pe Mântuitorul, ținându-se după el: Rabi, unde locuiești? Pentru că Mântuitorul a văzut că cineva merge totdeauna în spatele său și, întrebându-l: ce vreți? A spus: vrem să știm unde locuiești. Iubiți credincioși, aceasta este, de fapt, întrebarea esențială care l-a urmărit pe Sfântul Apostol Andrei, o întrebare care trebuie să ne urmărească și pe noi. Doamne, unde locuiești? Și am să vă spun în continuare ce s-a petrecut cu acest eveniment. Mântuitorul le-a spus: veniți și veți vedea. Veniți și veți vedea este o chemare, dar în același timp este și o trimitere. Veniți și veți vedea înseamnă o invitație pe care o face decât cineva foarte deschis, foarte sincer și, în primul rând, care nu are nimic de ascuns. Și venind și văzând unde locuiește Iisus, din acel moment Andrei și-a dat seama că, într-adevăr, este cel propovăduit Iisus, este Mesia, pentru că atunci când l-a întâlnit pe fratele său, Petru, i-a spus: am găsit pe Mesia. Și a venit și Petru. După care, mergând mai departe, l-a chemat pe Filip și a zis: am găsit pe Domnul. Și Filip, întrebând de unde este, și când a aflat că este din Nazaret, a spus: din Nazaret poate să fie ceva bun.
Și a venit și el să vadă. Însă în drum spre Mântuitorul l-au întâlnit pe Natanael. Natanael, auzind de Iisus, a venit și el aproape. Și când i-a văzut pe toți, Mântuitorul l-a spus despre Natanael: iată, acum vă arăt israelitean în care nu este vicleșug. Și atunci Natanael a întrebat: de unde mă cunoști? Și Mântuitorul i-a spus: mai înainte să te cheme Filip, te cunosc de când erai sub smochin. Și atunci a mărturisit Natanael: tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și a spus: pentru că ți-am spus că te cunosc de când erai sub smochin, dar mai mari decât acestea vei vedea. Și adresându-se tuturor, a spus: de acum veți vedea cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu, înconjurat de îngerii săi. Iubiți credincioși, pentru a lămuri cumva acest oarecum mister al cunoașterii lui Dumnezeu, nu trebuie să stăm prea mult pe gânduri. Dumnezeu putea să cunoască de când s-a născut fiecare. Și totuși, ce l-a impresionat pe Natanael atunci când a aflat că este cunoscut de când era sub smochin? După cum bine știm, în momentul în care Irod a aflat de la magi că urma să se nască Hristos, a poruncit să se omoare toți copiii de parte bărbătească până la 2 ani, când calculase el că poate să fie vârsta celui născut, ca să ia tronul, el credea că este vorba de un tron pământesc. Atunci a fost o prigoană mare și Natanael era și el născut atunci și părinții lui l-au luat și au fugit. Dar în urma lor au venit și ostașii romani care căutau pruncul și ei, părinții, nemaiputând să meargă fără să fie văzuți, au așezat sub smochin pruncul, l-au acoperit cu frunzele smochinului și au spus: dacă o fi să ne putem întoarce până în seară, bine, dacă nu, vom vedea ce va voi Dumnezeu cu el. Și într-adevăr n-au putut să se întoarcă nici în seara aceea, nici în următoarea, pentru că prigoana a durat foarte mult. Nouă acum ni se pare cifra aceasta de 14.000 de copii ucisă în Rama o cifră foarte mare. Într-adevăr, este una mai mult simbolică. S-au făcut calculele vis-a-vis de numărul de locuitori și câți copii puteau să fie în Rama în momentul acela și este vorba de 7 până la 14 copii. Și vei spune: o, dar ce, numai atât și s-a făcut așa o plângere mare? Bineînțeles. Noi nu vorbim despre statistici atunci când este vorba de un doliu, ci vorbim despre niște cazuri reale. Imaginați-vă că dacă cineva numai cunoaște un copil care este omorât, deja se simte și el părtaș. Așa că cifra aceea de 14.000, cu siguranță că din punct de vedere simbolic putea să fie chiar și mai mare, ca să ne spună nouă despre jalea care era acolo în Rama. Ei bine, unul dintre cei care putea să fie ucis era și Natanael. Și după aproape un an de zile, spune tradiția iudaică, s-au întors părinții mai mult ca să vadă dacă mai au ce înmormânta din copilul pe care l-au lăsat acolo. Și în acel moment l-au văzut pe sub frunzele care mișcau, trăia, avusese Dumnezeu grijă de el. Și de aceea s-a tulburat atât de tare Natanael când Mântuitorul i-a spus: te cunosc de când erai sub smochin. Și a dat seama atunci Natanael despre două lucruri. În primul rând, n-avea cum să-l cunoască numai ca om, pentru că avea aceeași vârstă cu Natanael, Mântuitorul, și în al doilea rând și-a dat seama că este vorba de o cunoaștere a lui Dumnezeu. Pentru că nimeni nu trecuse în afară de Dumnezeu pe sub smochin ca să aibă grijă de el timp de un an de zile, cât părinții n-au putut să se ducă să-l ridice de acolo. Ei, și să ne întoarcem la tema prăznuirii Sfântului Apostol Andrei de astăzi. Și anume,
Primul lucru pe care Mântuitorul l-a întrebat când a văzut că cineva îl urmărește de colo-colo, a fost: ce doriți voi cu mine? Și au răspuns prin Sfântul Apostol Andrei: Rabi, unde locuiești? Este foarte interesantă această întrebare, pentru că era vorba de niște ucenici care știau să meargă după un învățător. După Ioan Botezătorul mergeau pretutindeni și știa că el nu prea locuiește. Mergea prin pustie, vestea calea Domnului, boteza și erau obișnuiți să meargă după cineva. Dar au simțit în Mântuitorul că este un învățător care are și un loc al lui. Și anume au întrebat: unde locuiești? Parcă asta era singura lor întrebare. Singura lor preocupare era: ia să vedem dacă ucenic, dacă învățătorul acesta este asemănător cu cel pe care l-am slujit până acum sau este ceva deosebit. Și singurul lucru care le putea da de înțeles că este ceva deosebit era locuința. Acum să nu vă imaginați că era o întrebare din partea lor, așa cam cum ne întreabă noi fiscul unde locuim și să ne ia impozii pe metru pătrat. Nu! Ei vreau să vadă, ucenicii aceștia, o diferență între Ioan și cel pe care vroiau să-l urmeze de atunci înainte. Ioan locuia în pustie, nu avea un loc al lui anume, dar Mântuitorul i-a îndemnat zicând: veniți și veți vedea. Dacă facem așa o scurtă pauză între ceea ce s-a întâmplat și v-am povestit înainte, trecând la episodul când a fost descoperit Natanael ca fiind om într-un care nu este vicleșug, Mântuitorul, de fapt, atunci dă răspunsul unde locuiește. Și după ce îi spune lui Natanael: mai mari decât acestea vei vedea, spune: de acum înainte veți vedea cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu, înconjurat de îngerii săi. Iată, iubiți credincioși, unde locuiește Dumnezeu. După ce îi îndeamnă să meargă după el, Mântuitorul le arată unde locuiește, dar nu aceea era locuința sa, ci așa ne așteaptă și pe noi. Noi întrebăm de multe ori: unde ești, Doamne? Sau unde ai fost, Doamne? Sau n-ai văzut-o pe asta, Doamne? Ca și când întrebăm: unde locuiești, Doamne? Și Dumnezeu ne transmite: vino și vei vedea. Dar noi mergem până la un punct. Mergem până când ni se pare nouă că Dumnezeu începe să fie nedrept, Dumnezeu începe să fie prea dispus să ne judece și atunci considerăm că am aflat răspuns la întrebare. N-am aflat nimic decât atunci când avem suficientă răbdare să mergem până la capăt. Să vedem noi unde este Dumnezeu și mai ales unde a fost Dumnezeu atunci când noi am crezut că a uitat de noi. Și astăzi ne spune Mântuitorul foarte clar: veți vedea cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Cine este cel care ne-a mai spus lucrul acesta? Sfântul Arhidiacon Ștefan, primul mucenic, atunci când era ucis cu pietre, a ridicat mâine și a zis: văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând de-a dreapta lui Dumnezeu. Înseamnă că noi doar în stare de jertfă putem să-L vedem pe Dumnezeu. Putem să vedem unde locuiește Dumnezeu. Dar nu trebuie să ne speriem de jertfă. Jertfa nu este, slavă Domnului, un lucru atât de înfiorător pe cât era odinioară. Jertfa în ultima vreme este mult mai subtilă decât înainte. Jertfa este acceptarea. Jertfa este asumarea calității noastre umane. Și în momentul în care întrebăm unde locuiești, Doamne, atunci trebuie să ne asumăm că Dumnezeu ne dă răspuns, ne dă adresă,
Dar noi trebuie să știm cum să ajungem la acea adresă. Adică să mergem după Dumnezeu, după fiecare faptă a sa și după fiecare poruncă a sa, până când ajungem la casa lui Dumnezeu. Și în momentul în care ne asumăm că vedem cerurile deschise, atunci putem să spunem, da, Doamne, știm unde locuiești. Și ne ajunge să știm unde locuiești și pentru momentele de cârtire în care întrebam noi, Doamne, când am avut atâtea necazuri, unde ai fost? Păi a fost exact unde l-am trimis noi. Dacă noi am închis cerul și am crezut că Dumnezeu este numai atunci când ne uităm noi sus și când avem nevoie de El și când trebuie să ne trimită roade ale bunătății și milosivirii Lui, înseamnă că l-am izolat pe Dumnezeu și acum ne întrebăm unde ai fost, Doamne. Ar putea să ne răspundă Dumnezeu, unde m-ai închis Tu, omule? De aceea astăzi trebuie să învățăm, odată cu Sfântul Apostol Andrei, pe care îl prăznuim, să învățăm unde este Dumnezeu. Dumnezeu este în cer dacă ne uităm în cer, pe pământ dacă ne uităm pe pământ, în inima noastră dacă ne uităm în inima noastră, și trebuie să învățăm câteva lucruri. În primul rând, ca să-L vedem pe Dumnezeu, trebuie să ne facem un timp să-L urmăm pe Dumnezeu. Ne-am făcut noi timp să-L urmăm pe Dumnezeu? Nu cred. Și dacă ne-am făcut prea puțin. Dar cei care suntem acum aici de față, cu siguranță că avem așa o mângâiere, că ne-am răspuns la o întrebare, în câte locuri puteam să fiu astăzi și iată că sunt aici. De ce credeți că Dumnezeu ne-a adunat astăzi aici? Sunt sigur că fiecare dintre noi avem cel puțin 10 locuri în care puteam să fim în acest moment. Dacă suntem sinceri cu noi, ne dăm seama că aproape nu înțelegem de ce am ales să fim aici și totuși suntem aici. Înseamnă că aici este Dumnezeu pentru noi astăzi. Pentru altcineva care nu este aici, cu siguranță că Dumnezeu este exact unde este și omul acela care sincer întreabă, unde locuiești, Doamne? Iubiți credincioși, aceasta este întrebarea pe care trebuie să o urmăm de acum înainte către Dumnezeu. Pentru că răspunsul ni l-a dat Dumnezeu, veniți și veți vedea. Nu a spus, vedeți că locuiesc la cutare loc, ajung înaintea voastră, sau mergeți voi înainte că o să vin și eu după aia, nu. A zis, veniți și veți vedea. Înseamnă că orice lucru îl facem noi în viață, este un lucru pe lângă care Dumnezeu a trecut înaintea noastră. Să nu credem că dacă ne trimite Dumnezeu vreun necaz sau ne lasă să pășim printr-un necaz, Dumnezeu nu știe de necazul acela. Nu! Dacă noi avem conștiința că îl urmăm pe Hristos, că venim după El să vedem unde locuiește, cu siguranță că aflăm de fapt un lucru care trebuie să ne aducă o satisfacție deosebită. Și anume, aflăm că Dumnezeu a trecut pe acolo înaintea noastră. Și dacă este așa, cu siguranță că și noi avem o altă bucurie să constatăm că încet, încet ne apropiem de locul unde locuiește Dumnezeu. Ne rugăm astăzi ca Sfântul Apostol Andrei să ne cheme și pe noi, să ne îndemne și pe noi să venim să-L cunoaștem pe Mesia, să-L cunoaștem pe Hristos, să-L cunoaștem pe Mielul Dumnezeu despre care a spus despre El înainte Ioan Botezătorul. Și dacă vom merge după Andrei, cu siguranță că atunci când ne vom apropia, Dumnezeu ne va spune de când ne cunoaște și ne va tulbura așa de tare și așa de plăcut, încât noi să-L mărturisim, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând în mărturisirea proprie, să ridicăm ochii și să vedem cerurile deschise și să ne dăm seama cât de aproape este Dumnezeu de noi. Locuiește în noi, dacă suntem atenți, să locuim și noi întru El. Așa să ne ajute Dumnezeu.